18 octombrie 2024, 425 de ani de la bătălia de la Schellenberg. Este de fapt momentul care deschide pe undeva drumul pe care Mihai Viteazu l-asumă pentru noi, pentru ca ulterior să realizeze Marea Unire. Și singurul mod prin care putem ține vie această flacără a istoriei noastre este să o amintim așa cum o făceau odinioară strămoșii noștri. Noi am găsit textele pe baza cărora am făcut film. Avem texte de la 1400, de la 1500, 1600, avem textele lui Neagoe Basarab, lui Dimitrie Cantemir. N-am făcut altceva decât să le readucem la viață. Atât. Această seară va fi un prim eveniment cu care ne dorim să marcăm cei 425 de ani de la bătălia de la Schellenberg. Și ne-am dorit să fie ceva educativ pentru copiii din școala Mihai Viteazu din Schellenberg. Așa cum spunea Nicolae Iorga, orice un popor care nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu-și cunoaște părinții. Și într-adevăr așa este, trebuie să le punem bazele copiilor noștri să-și cunoască istoria, să-și cunoască trecutul pentru un viitor pe care ei și-l vor crea. Dacă punem aceste baze, cu siguranță vor ști de unde pleacă și unde vor ajunge.